premiat decât o singură dată. Deci a fost cu mențiunea ministerului premiată și la chimie. De aici am stat să mă gândesc ce ar fi elevii fără profesor sau profesorii fără elevii. Enache Andreea și Slămnui Ioana, clasa 10-a, Colegiul Național Jean Monnet, mențiune Olimpiada Națională a Animatorilor. Busuioc Andreea Ioana, clasa 10-a, Colegiul Național Jean Monnet, premiu special Olimpiada Națională a Animatorilor. Profesor Tudorache Ruxandra și Faur Raluca. Și acum cei care duc greu, într-adevăr. Echipa de handbal mixt a școlii Basarabescu, formată din Tarcă Alesiu, Crăciun Alexandru, Iliescu Mihăiță, Chircă Enric, Cumitrescu Andrei, Dițu Elena, Dumitru Melania, Burtea Iulia, Rădulescu Bianca, Crăciun Bianca, mențiune la Olimpiada Națională a Sportului Școlar de Handbal Mixt, profesor Vasilescu Georgeta. Am deosebită plăcere să vi-l prezint și să fie astăzi alături de noi pe domnul deputat Dragoș Zisopol, președintele Uniunii Elene, ploieștean al nostru, care este prezent, odată, bineînțeles, pentru a asista la lucrările noastre, întrucât am înțeles că nu are plăcere mai mare în viață decât așa. Așa? Și în al doilea rând, pentru ca și domnia sa să mâneze un premiu, domnule deputat, vă rog. Cancer David Nicolas. Eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor celor care reprezentați primăria municipiului nostru pentru oportunitatea, iată, ca pentru cel de-al șaptelea an consecutiv, în nume personal, să ofer un premiu olimpicilor, pentru că la rândul meu am fost olimpic internațional și știu ce înseamnă acest lucru. Vreau să vă spun că în anul 2010, deși foarte greu, am reușit împreună cu o mână de oameni să scoatem o lege pentru acești olimpici internaționali. Este vorba de legea 235 din 2010, conform căreia orice olimpic internațional timp de 12 luni primește un salariu, o bursă, un salariu minim pe economie, atenție, 100% pentru premiul 1, 75% pentru premiul 2 și 50% pentru premiul 3. Vă spun cu mare mândrie faptul că acum câteva zile, în Camera Deputaților, în Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport, am modificat această lege, îmbunătățind-o. Am introdus și pe cei care obțin mențiuni, atenție, la nivel internațional. Toate premiile vor fi un salariu minim pe economie, deși pentru premiul 1, 2, 3, inclusiv mențiunile. Și am făcut o completare pentru a nu mai fi probleme în inspectoratele școlare la nivelul României. Cu siguranță și cei care sunt clasa a 12-a și intră ca și studenți, deci lucrurile sunt foarte clare, vor obține timp de 12 luni această bursă. V-am adus această veste bună, pentru că iată este o lege îmbunătățită, așteptăm să se publice în Monitorul Oficial și să beneficiați de aceste mari avantaje. Vă mulțumim, cu mare drag! Poate încerca salariul minim din Germania. Ar fi extraordinar. Vă mulțumesc.